Către un marș pentru a marca ziua așa zise eliberări de sub ocupația fascistă. Este vorba despre câteva sute de membri și simpatizanți ai Partidului Socialiștilor care s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale și s-au îndreptat apoi spre Memorialul Eternitate. Pe drum au scandat lozinci anunțate la megafoană, iar unii dintre ei nu prea știau ce marchează. De partea cealaltă, unii istorici spun că ziua de 24 august nu este una de sărbătoare pentru țara noastră. Mai mult, în opinia lor, acțiunea socialiștilor are tentă electorală. Ploaia nu i-a speriat pe participanții la marș, care au pornit din centrul capitalei spre Memorialul Eternitate. Sărbătoare! Eliberarea Moldovei de sub jug fașiștilor! Noi sărbătorim buniei noștri, buniei care au luptat pentru Moldova și o țară independentă. Ce sărbătorim? Sărbătorim partea socialistă. Cum nu toți participanții la această acțiune știau ce anume sărbătoresc, organizatorii l-au interzis să răspundă la întrebările jurnaliștilor. De ce ați ieșit atunci? Am ieșit la... Nu să vă răspund la... Nu știți de ce ați ieșit? Spune-le să duc și caut întrebări. Sunt... De ce să nu ne spună nimic, domnule? Ia spune-le dumneavoastră, de ce ați căutat senzații, dar senzații astăzi nu se fie. Ce sărbătorește azi? Fără interviu. Mă scuzați, dar fără interviu. Și dumneavoastră nu cunoașteți ce sărbătoare astăzi? Nu dați întrebări provocatoare, nu trebuie să... Sub umbrelă, liderul socialiștilor a explicat care este motivul de sărbătoare. Astăzi este ziua victoriei. 70 de ani în urmă, acest teritoriu Moldova a fost eliberat de sub jugul fascist. Ne amintim despre aceste evenimente importante pentru toți noi. Nu același lucru, însă spun unii istorici. Nu putem sărbători astăzi o eliberare de sub ocupația fascistă când, de fapt, avem în față alt fapt, ocupației sovietice. Despre ce eliberare discutăm în circumstanțele date? Domnul Dodon, desigur că el încearcă să facă o acțiune politică, cu un caracter politic, care e orientat spre anumit electorat. Mai ales anumite date istorice, ele sunt foarte bune pentru a fi puse în folos aceste campanii electorale. Pe 24 august 1944, trupele sovietice au învins forțele germano-române în lupta pentru teritoriul dintre Prut și Nistru, în urma unei operațiuni denumite Iași-Chișinău. În consecință, armata sovietică a recăpătat controlul asupra Basarabiei. Astfel, în timp ce unii vorbesc despre eliberarea teritoriului de sub fascism, alții calificăm evenimentul drept începutul ocupației sovietice.